socială. Vreau să mulțumesc membrilor Parlamentului care și-au pus semnătura pentru a mă înainta pe mine la funcție de candidat la funcție de prim-ministru. De asemenea, îi mulțumesc mult domnului președinte care a semnat acest decret și în zilele următoare urmează foarte repede să începem a lucra asupra programului de guvernare, așa precum prevede decretul președintelui și de asemenea pentru formarea cabinetului de miniștri.